Cred cât să vă zic bine ați venit în județul Mehedin, să vă simțiți bine în județul Mehedin, să le luați toate premiile organizatorilor. Marți seară a avut loc deschiderea oficială a celei de-a 42-a ediție a Olimpiadei Naționale de Istorie, căzuită în acest an de municipiul nostru, printr-o manifestare festivă organizată în sala de spectacole a Palatului Culturii Teodor Costescu. Printre cei care le-au urat bun venit participanților s-au aflat inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți, președintele Consiliului Județean Mehedinți și prefectul județului Mehedinți. Probele scrise ale Olimpiadei Naționale s-au desfășurat astăzi la Colegiul Național Traian, iar în zilele de 25 și 26 aprilie, elevii și profesorii vor avea parte de un program special și de un circuit turistic în cele mai frumoase zone ale județului Mehedinți, precum și pe la principalele obiective turistice, cele mai importante fiind de departe castrul roman Drobeta și piciorul podului, construit acum 2 milenii de Apolodor din Damasc. Municipiul Drobeta Turnu Severin a fost ales ca loc de desfășurare tocmai pentru semnificația lui istorică și pentru statutul de poartă al latinității și premiza a creierii poporului român. Mă bucur că sunteți însuflețiți de această dragoste pentru istorie, disciplină fundamentală pentru cunoașterea și păstrarea identității noastre naționale într-o lume în care globalizarea prezintă și riscul de a ne face să uităm ceea ce suntem. Voi sunteți cei care ne-ați oferit acest prilej prin pasiunea voastră să fim alături de voi. Județul Mehedinți, vreau să vă spun că și afirm cu toată tăria, este poarta de intrare în istorie a României. Pe aici, pe aceste meleaguri, s-au realizat lucrurile care pas cu pas au dus ca astăzi România să arate astfel. Prefectul Nicolae Drăghia a ținut să-și încheie discursul salutându-i pe cei tineri cu celebrele versuri ale unui șlagăr din celacul Flacăra. Dacă sufletul tău înțelege de la rock până la imnuri și blugi, te salut tineret în Adidas, te salut generație în blugi. Vă mulțumesc! Președintele Consiliului Județean Mehedinți, el însuși olimpic național la disciplina istorie, la mai multe ediții, a ținut să îi salute pe tinerii participanți. Onorată asistență, organizarea celei de 42-a Olimpiade Naționale de Istorie reprezintă un moment cu totul special pentru județul nostru, pentru municipiul Drobeta Turnu Severin, un moment de mare mândrie și recunoaștere. Consider că alegerea făcută a fost una fericită, inspirată. Dacă ne gândim că zona noastră rezonează puternic cu istoria acestui popor, prin pleiada excepțională de monumente și alte diverse repere ale existenței sale milenare. Numai Comisia Centrală a Olimpiadei este formată din 30 de cadre didactice, între care un președinte, un președinte executiv și 28 de membri din 20 de județe ale țării și municipiul București. Președintele Comisiei Centrale este profesorul universitar dr. Călin Feleazu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Această olimpiadă este cu numărul cel mai mare de elevi participanți după prima olimpiadă din 1977. Europa și prin ea România au datoria să cunoască trecutul și nevoia stringentă de a scrie istoria propriului viitor dacă doresc să scape de traumele trecutului. Și atunci cine să se angajeze în acest apostolat dacă nu voi? Viitoarea generație de istorici europeni și români. Elevii, profesorii și membrii Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale au fost cazați în 3 hoteluri severinene, iar pentru cazarea, masa și programul turistic al acestora, Consiliul Județean Mehedinți a pus la bătaie 100.000 de lei.